Interesul pentru noi este maxim, acela de a termina pe anul acesta cei 515 km de reabilitări pe care le finanțăm din fondurile de la Banca Europeană de Investiții. Și din nefericire, experiența de până acum ne-a arătat că dacă nu venim să verificăm șantierele, avem surprize. De toate părțile. Da, nu e chiar treaba ministrului, că de-aia am o structură atât de stufoasă sub mine, dar constat cu înfrigurare că trebuie să vină ministrul ca să aflăm și ce probleme are constructorul și ce probleme sunt la fața locului. Dar suntem norocoși pentru că avem parteneriatele și cu prefecturile, avem firme care s-au obișnuit să lucreze în România. Asta nu înseamnă că nu trebuie supravegheate și scuturate din când în când, astfel încât să înțeleagă că așa cum lucrează la ea acasă, trebuie să lucreze și în România. România nu e țara nimănui. Am spus-o, o spun tuturor, avem un loc foarte drăguț la București, nou terminal, are o formă drăguță care poate să-i găzduiască atunci când le dăm biletele de avion să plece înapoi acasă, dacă nu se execută lucrările la timp. Și ceea ce nu se mai întâmplă, se întâmpla anterior, să învețe că atunci când licitezi la un preț, ăla e prețul de execuție. Nu stai cu mâinile întinse toată ziua. Ești conștient de ce preț ai pus în oferta ta, nu vii toată ziua la administrație să ceri bani.